onorat să avem astăzi printre noi pe Alteța Țarigană Principele Radu al României și Principele Nicolae al României. Stimați invitați, colaboratori de seamă și susținători ai artei în comunitatea noastră reșeală. Stimați colegi, dragi studenți, este un prilej de bucurie și mândrie să anunțăm a 152-a aniversare de deschidere de an universitar în instituția noastră. Desigur, vârsta nu reprezintă o garanție pentru asigurarea calității din învățământ. Pentru aceasta, consider necesar să menționez încă o dată că Universitatea de Arte, George Enescu din Iași, a obținut în urma evaluării instituționale calificativul grad de încredere ridicat. Evident, Universitatea de Arte George Enescu din Iași este într-o evoluție continuă. Am construit cu profesionalism o instituție modernă care asigură calitatea educației, punând accentul pe rezultatele învățării, dar și pe un proces didactic centrat pe student și învățare. Universitatea acoperă trei domenii ale artei, conținute de trei facultăți. Facultatea de interpretare, compoziție și studii muzicale teoretice, Facultatea de teatru, Facultatea de arte vizuale și design și, nu în ultimul rând, Institutul de pregătire psihopedagogică și consilier. Educația în arte prevede un parcurs interdisciplinar axat pe cultură umanistă, studentul achiziționează competențe profesionale specifice, teoretice, tehnice și tehnologice, practice. Studenții sunt stimulați să-și cultive autonomia profesională, foarte importantă pentru un artist. Doamnă rector, doamnelor și domnilor membri ai Senatului Universității, doamnelor și domnilor, este adevărat că vârsta Universității dumneavoastră nu e o garanție a calității. Aceasta s-a întâmplat în special în țările precum România, unde fracturile s-au petrecut aproape la fiecare generație. Atunci când ai 150 de ani de istorie neîntreruptă, școala, universitatea, colegiul respectiv au aproape un certificat de garanție al calității automat, care vine în mod natural. Dar atunci când ai 150 de ani de istorie dintre cei mai triști, mai gravi și mai destructivi, precum cei pe care i-a trăit Citadela, cea mai importantă a culturii românești, de la Evul Mediu până la perioada modernă și contemporană, care e Iașul, atunci, desigur, strădania de a exista a fost uneori mai mare decât strădania de a fi mai bun. Numai că probabil nicio altă instituție din Iași, mai mult decât Universitatea de Artă, nu duce în spate o povară mai grea decât aceea a tradiției și a trecutului. Fiindcă nu există nici o epocă a teatrului sau a muzicii românești fără să fi fost tăltuită, sculptată, determinată de arta ieșeană. Aici s-a născut prima instituție a spectacolului, aici a avut loc primul spectacol din România, și tot aici au pornit, de aici au pornit cele mai importante curente din arta modernă și cei mai importanți oameni care au slujit-o. De la primii corifei ai teatrului și muzicii românești,
până la cei care astăzi ocupă marile scene ale lumii, precum Mary Joyu sau Moșu, Iașul a fost nu numai o pepinieră, așa cum se spune adesea, dar și un deschizător de școală și de epoci. Așa că cei 300 de studenți de astăzi au o povară în spatele lor mult mai mare decât aceea neajunsurilor logistice sau ale zăpăcerii administrative care caracterizează România anului 2000. Uitați-vă în jurul dumneavoastră și veți vedea cât de extraordinară este relația profundă, identitară, din toate domeniile, între Iașul de astăzi, cel pe care îl respirați dumneavoastră, și generația acestor trei voievozi care l-au făcut posibil. Cunoașteți foarte bine cât de mare a fost legătura dintre fiecare generație a casei regale și arta românească. A începe să înșir nume de la Carmen Silva și Enescu sau Eminescu până astăzi la, știu eu, Principesa Moștenitoare și Angela Gheorghiu sau, în fine, Leontina Văduva, nu ar fi decât o repetare a unor lucruri pe care le cunoaște toată lumea. Răspunderea pe care noi o simțim față de arta românească și încercarea de a face parte din societatea românească în partea ei culturală este ceva ce ne preocupă în fiecare zi. Dar faptul că suntem aici se datorează și entuziasmului, loialității și perseverenței unui număr de oameni de cultură și de știință ai universității dumneavoastră, care n-au încercat să țină legătura între ceea ce este astăzi coroana, adică Palatul Elisabeta, și universitatea dumneavoastră. Vă doresc, deci, un foarte frumos început de an și sper din inimă ca cele 365 de zile pe care le aveți în față să vă aducă ceva mai multe bucurii decât precedentele 365. Vă mulțumesc pentru găsire. Atenție, doamnă rector, stimați colegi, dragi studenți, este o zi foarte emoționantă pentru noi toți, pentru că orice început de an școlar, indiferent că suntem părinți cu cei din clasa 1 sau suntem părinți cu bobocii din clasa 1 a universitară, este la fel de emoționantă. Universitatea George Enescu, spunea și alteța sa regală mai devreme, nu este o școală oarecare. Este o școală, aș spune eu și nu numai eu, a elitelor. Pentru că, dincolo de cadrele didactice care dau calitate cursurilor pe care le țin, noi lucrăm cu altfel de studenți. Deci, aluatul cu care lucrăm noi este altul. Noi, de fapt, încercăm să ducem mai departe niște tineri talentați care de mici, de la 6 ani, de la 4 ani dintre ei, fac muzică, fac arte plastice, fac dans, coreografie sau teatru. Nu este puțin lucru, pentru că acești copii, de fapt, își sacrifică copilăria lor pentru a deveni artiști. De aceea aș îndrăzni să spun că ei sunt din cei aleși și cu atât mai mult responsabilitatea profesorilor lor este cu atât mai mare. Să ne gândim că tinerii noștri sunt înzestrați de Dumnezeu cu acest lucru. Să ne gândim însă că traversăm și niște vremuri foarte tulburi. Și întrebarea este țara noastră pregătită să sprijine acești tineri? Îmi amintesc vorbele unui vizionar, a unui mare romantic, care era aviator, era un zburător, da? Și care a fost Saint-Antoine de Exupéry. El spune așa, că dacă vrei ca doi oameni
să devină dușman, aruncă-le doi arginți. Dar dacă vrei ca ei să devină frați, pune-i să construiască un turn. Stimați invitați, studenții noștri trebuie îndreptați să construiască turnuri și nu ziduri, pentru că ei, ca și unii dintre noi, au vocația unui constructor. Dacă acum un an, ideea unei facultăți de muzică reunite și puternice era doar o perspectivă, era doar o dorință, iată că acest început de an universitar ne pune în faza de a ne bucura de o nouă conjunctură a celor două facultăți, interpretare și pedagogie și compoziție, care s-au reunit în Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice. Din perspectiva acestei noi facultăți, vă transmitem urările noastre de bine și vă prezentăm studenții noștri în lecturi. Bondoc Alina Mihaela, anul întâi master, muzicologie, compoziție, dirijare. Colban Georgiana, anul 2, pian. Și Constantinoviș Despina, anul 3, pian. Vă mulțumesc frumos și vă doresc un an universitar plin de bucurie. Stimați invitați, doamnelor și domnilor profesori, dragi colegi, dragi studenți, începutul fiecărui an universitar aduce pentru fiecare dintre noi o provocare în ceea ce privește creativitatea, încrederea, speranța. Fie ca acest an universitar ne aducă tuturor cât mai multe împliniri profesionale. Studenților noștri le adresăm și anul acesta provocarea performanței, a competiției și să fie la fel de implicați în viața comunității noastre academice. Vă mulțumesc! Facultatea de Teatru premiază pe Teodorescu Andreea, anul întâi a studiului.
Facultatea de Teatru premiază pe Damian Cezara, anul 2, actorie. Facultatea de Teatru premiază pe Masteranda, Rusu Cosmin.